Într-o noapte, pe când dormeam, povestește părintele Gerontie, starețul mănăstirii Caraiman din Bușteni, județul Prahova, m-am trezit cu un bilețel în mână. N-am știut niciodată cine l-a scris și cum a ajuns la mine. Era dintr-o hârtie obișnuită, dar scrisul nu era deslușit. De-abia am putut să-l descifrez, de parcă erau litere chinezești. Și după ce l-am deslușit, am găsit în el scrisă o rugăciune. Aceasta: Doamne, întoarce-i la bunătate și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei, amin. Și mai scria acolo că trebuie spusă cu credință de 30 de ori pe zi, vreme de 40 de zile, și că îndeplinește orice dorință a celui ce o rostește. Vă rog toți cei care aveți probleme de orice fel să spuneți cu credință această rugăciune de 30 de ori pe zi, timp de 40 de zile, și Maica Domnului va face minuni.